produs schimbarea dorită de Dumnezeu, așteptată de Dumnezeu, o schimbare pe care lumea cu sistemele ei n-au putut să o realizeze. Însă cel credincios, după cum este scris, va trăi prin credință. Și acest mod de viețuire înaintea lui Dumnezeu prin credință generează, dragii mei, o viață plăcută lui Dumnezeu. Fapte, după cum este scris și despre Avraam, el a umblat prin credință și această umblare, această înfăptuire după voia lui Dumnezeu a fost contabilizată pozitiv de Domnul Dumnezeu. Suntem aici prin harul lui Dumnezeu și ne bucurăm. Ne bucurăm să mai avem încă o zi, încă un timp binecuvântat în care să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, de învățătura lui, ne amintim de ceea ce spunea Mântuitorul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, rugăciunea pe care a avut-o înaintea lui Dumnezeu, o rugăciune de mijlocire și pentru noi posteritatea. Le-am dat, spunea Mântuitorul, cuvântul tău. Din pricina aceasta se fac partajări între oameni. Din pricina aceasta se vor face diferențieri între oameni, pentru că niciodată nu va putea lumina locui cu întunericul, nu va putea neprihănirea locui cu înfăptuirea păcatului. De aceea, credința și cuvântul lui Dumnezeu partajează pe oameni, face diferența între cei care sunt ai Lui și cei care, din nefericire, nu sunt ai Lui. Desigur, chemarea la iertare și la mântuire o au absolut toți oamenii. Spune psalmistul că Dumnezeu cheamă pământul la El, cheamă omenirea la El, de la răsărit și până la apus, de dimineață, cum este scris într-una din cărțile profetice. Dumnezeu, dis de dimineață, a trimis prorocii Lui în cercetarea poporului, în cercetarea fiilor oamenilor. Însă oamenii aleg și în funcție de alegerile lor, iată, ne vom partaja, în funcție de alegerile noastre, ne vom diferenția. Unii îl aleg pe Dumnezeu, aceștia vor trăi în lumină, vor umbla în neprihănire, vor fi numiți, după cum este scris, copiii lui Dumnezeu, fiii și fiicele lui Dumnezeu. Iar alții aleg orice altceva, ca și în pilda nunții fiului de împărat, când toți sunt chemați la nuntă, sunt invitați la nuntă, dar unii dintre oameni, unii dintre fiii oamenilor își aleg prioritățile și spune Sfânta Scriptură că ei n-au vrut să vină. De ce? Spune Sfânta Scriptură că au ales să-și vadă de interesele personale, interesele acestui trup, nici de cum de interesele sufletului. Și spune Sfânta Scriptură, dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Iată o parte din prioritățile fiilor oamenilor. Ceilalți au pus mâna pe rob, pe trimișii împăratului și au bătut joc de ei și i-au omorât. Este un adevăr oglindit în această pildă, un adevăr care ne reamintește despre adevărul din noi, despre adevărul alegerilor noastre. Chemarea o face Dumnezeu, oferta vine de la El. Soluțiile sunt prezentate de Dumnezeu. Munca aceasta a iertării, îmi permite să spun așa, lucrarea aceasta lui Dumnezeu de iertare, de mântuire, a fost îngrijită de Domnul, făurită de Dumnezeu. Odaia de nuntă a fost pregătită, fiul împăratului își așteaptă
oaspeții. Doar trebuie să acceptăm invitația lui Dumnezeu și sigur să intrăm în odaia de nuntă în condiția lui Dumnezeu. Nu putem să nu observăm faptul că avem o nuanță în cuvântul scris și citit înaintea noastră, și anume versetul 9. Duceți-vă la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi. Aceasta a fost calitatea și este calitatea tuturora dintre noi, înainte să intrăm în odaie, să intrăm în prezența Mirelui, să intrăm în prezența Împăratului. Observăm vulnerabilitate, observăm deficiențe, și buni și răi. Însă, odată ce acceptăm invitația aceasta a Împăratului, acceptăm soluția Lui, în fapt, acceptăm schimbarea pe care o cere El, acceptăm condiția pentru nuntă, condiția ce se impune nuntașului pentru nuntă. Doresc să ne cerceteze Dumnezeu și în această zi, și în această dimineață, și să prindem un adevăr pe care profetul Isaia îl enunță atunci când spune vis-a-vis de răpirea la cer, vis-a-vis de luarea noastră la Dumnezeu, vis-a-vis de intrarea noastră în împărăția lui Dumnezeu, zice Domnul prin profet: cine sunt aceștia care se înalță ca niște porumbei înspre porumbarul lor? Acești porumbei reprezintă biserica, reprezintă totalitatea tuturor celor care au dat dreptate lui Dumnezeu și s-au încrezut în Dumnezeu. Ei vor fi, după cum spune Domnul Iisus, blânzi ca și porumbeii. Vor avea acea neprihănire aplicată lor, o neprihănire socotită de Dumnezeu. Ei, porumbeii, se înalță spre porumbar. Biserica se va îndrepta înspre împărăție și va intra în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne tuturor la lucrul acesta. Am dorit să ne rugăm din nou, dragii mei, și în această rugăciune, haideți să ne coborâm în noi înșine, să ne cercetăm. Doresc să fie o rugăciune introspectică, de cercetare de sine, să ne reevaluăm mersul nostru de până aici și să dorim iertarea lui Dumnezeu, să dorim împuternicire mai apoi din partea lui Dumnezeu, să rămânem statornici pe cale și să nu uităm că fiecare zi scursă din viața noastră ne apropie de cer, ne apropie de împărăție, ne apropie de porumbarul lui Dumnezeu. Dorim în sensul acesta să ne rugăm pentru că avem nevoie de iertare, avem nevoie de curățire, avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în viața noastră, avem nevoie de stăpânirea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt, mă rog, să ne stăpânească. Dumnezeu ne aduce curățire prin sângele Fiului Său, Iisus Hristos, prin jertfa sfântă de pe Calvar, prin puterea Evangheliei, după cum este scris în Ioan 15 și nu în ultimul rând, conform Evrei 9 cu versetul 14, Domnul, și până la 17, Domnul desăvârșește ființele noastre, curățește ființele noastre prin Duhul Sfânt, ce ne-a fost dat să ne administreze, să ne însoțească, să ne vorbească, să ne învețe, să ne călăuzească, lăudat să fie numele Domnului. Vă invit.